La ora când se monta această ediție, în Republica Moldova erau înregistrate deja 109 cazuri de infecție COVID-19. Situația este gravă și se agravează pe zi ce trece. Din cauza că unii moldoveni continuă să trateze acest subiect cu hihi și haha, să plaseze pe rețele de socializare curcubeie și texte că totul va fi bine, iar duminica ei ies la frigăruș și fac întâlniri cu mătrii. Situația este gravă, oameni buni, și trebuie măsuri mai dure pentru inconștienți și irresponsabili care ajung să bage medici și spitale în carantină din cauza minciunilor, care răspândesc virusul la stânga și dreapta în loc să stea izolați așa cum este recomandat. Dar, cu regret, soarta noastră depinde acum de un bufon care e cu gândul doar la legile prezidențiale din acest an și toate acțiunile lui derivă din dorința de a câștiga încă un mandat, chiar cu riscul îmbolnăvirii populației. Iar despre faptul că nu-i pasă câte negru sub unghii de cetățeni, a demonstrat la legile din Hâncești, când a impus oamenii să vină la vot, în timp ce în raion era deja focar de coronavirus. În doar o săptămână acolo au apărut încă 16 cazuri de infectare. Faceți un calcul, fiecare persoană infectată mă lipsește până la alte 4 persoane și tot așa mai departe, dacă nu se autoizolează. Așadar, Dodon nu lasă guvernul să acționeze strict în interesul țării și al poporului, să aplice măsuri mai drastice, precum restricționarea circulației cetățenilor și intervenția armatei în caz de nerespectare, fiindcă eu nu văd cum altfel se poate de explicat unor moldoveni că izolarea și carantina nu înseamnă reuniuni de familie și prieteni la iarbă verde și plimbări prin parc. Dodon nu lasă guvernul să renunțe la proiectele electorale și să aloce banii pentru majorarea salariilor lucrătorilor medicali, pentru a asigura necesarul de medicamente și tehnică necesară, fiindcă altfel n-ar avea de tăiat panglici la toamnă la tot felul de inaugurări pline de paste. Doar că atunci moldovenii nu-și vor lăsa urechile la îndemână prezidentului. Cu așa grijă de popor, mai degrabă Dodon va fi luat în furci, metaforic vorbind. Și de tare ce vrea Dodon să ne convingă pe toți că totul este bine și nu trebuie să ne deorgăim, autointitulatul medic șef ne induce în eroare și ne spune că coronavirusul este o simplă gripă care trece prin noi și nici nu simțim. Acest coronavirus poate să treacă prin organismul omului și să nu observăm. Aș vrea să văd fața oamenilor de Hâncești la uzul acestei neghiobii. La fel, mi-aș dori ca autointitulatul lider național să meargă acum prin satele din Hâncești, unde socialiștii i-au umblat până nu demult și au mituit alegătorii cu butelii de gaz. Nu vrea să meargă astăzi Dodon pe la Bălceana să le mulțumească pentru votul de încredere pentru Gațcan? Nu cred. Le-a dat prin sat la pensioneri balon cu gaz. Cine a votat? Socialiștii și ei? Socialiștii care au votat? Eu da balon cu gaz? Eu balonul ei de cotlon afară. Și se dă și numai negă. Au școlă, sunt. Perioada prin care trecem este cu siguranță una foarte grea. Cum a spus și Angela Merkel, coronavirusul este cea mai mare provocare a omenirii de după cel de-al doilea război mondial. Eu nu creez panică în societate, precum invocă Dodon că fac cei care îl critică pe bună dreptate, ci spun lucrurilor pe nume. Este grav. Partea bună este că oamenii nu stau cu mâinile în sân și au inițiat diverse campanii de donații pentru a le procura medicilor și întregului personal medical produse de protecție necesare în lupta cu virusul. Tot respectul pentru Anatolu Ntură, Ana Racu și Victoria Dunford pentru inițierea campaniei Împreună pentru voi. Tot respectul pentru diversele companii private care s-au sensibilizat, au donat bani, alimente, produse de dezinfectare. Și chiar nu contează acum dacă acele companii își fac un pic de imagine cu această ocazie. Important este că au donat și au ajutat personalul medical și respectiv au dat astfel mai multe șanse de recuperare oamenilor care sunt acum infectați cu acest virus. E depreciat că și mișcări politice și-au îndreptat atenția spre oameni, lăsând disputele politice la o parte. Acțiunile de informare și apelurile la responsabilitate ajută, dar iată că oferirea măștilor de protecție și dezinfectanți este chiar un lucru bun și necesar, aș spune eu. Mai ales în contextul actual, când aceste produse se găsesc cu greu sau chiar uneori deloc în farmacii. Apropo, cei care vor să pună umărul și să contribuie cu puțin pentru a ajuta persoanele vârstnice obligate să stea în izolare la domiciliu, se pot alătura campanii de solidaritate și colectare de fonduri anunțată ieri de Andrean Candu. Datele contului bancar la care se fac transferurile le vedeți afișate pe ecran, inclusiv cei care vor să se implice prin voluntariat. Găsiți aici contactul. Noi toți venim cu apelul stai acasă, autoizolează-te. Dar asta nu înseamnă că cei autoizolați sau izolați sunt singuri. Și mai ales că sunt bătrâni care sunt izolați acasă. Dar fiind izolați, ei duc lipsă de produse, cele mai importante
produse. Și iată de ce noi vrem să colectăm fonduri și cu echipele noastre de voluntari să ne deplasăm la ei și să-i ajutăm cu aceste produse de care au nevoie, produse de strictă necesitate. Toți cei care sunt interesați să se alăture campaniei noastre și să pună umărul și toți cei care sunt pro-Moldova să acționăm împreună prin solidaritate. Trist este că până acum doar Pro-Moldova a făcut acest lucru. Restul partidelor au cam dispărut de pe arena politică. Nu știu dacă știți, dar partidele politice care au participat la alegerile din 24 februarie 2019 vor primi în acest an, din bugetul de stat, colosala sumă de 38 de milioane de lei. Cu acești bani ar putea fi cumpărate cel puțin 25 de milioane de măști medicale sau 20 milioane de perechi de mănuși chirurgicale sau bonete, halate de unică folosință, ochelari, lucruri elementare care sunt la limite sau chiar lipsesc în spitalele unde ajung pacienți cu boli infecțioase. Ne mai vorbim de centrele de sănătate, punctele medicale din teritoriu. Multe astfel de economii pot fi făcute, iar banii să fie realocați acolo unde este cu adevărat nevoie astăzi. Încă un exemplu. Nu știu dacă cunoașteți, dar clădirea luxoasă în care Dodon o face pe prezidentul stoarce din bugetul de stat doar pentru întreținere 10 milioane de lei, la care se mai adaugă alte 11 milioane de lei pentru așa numitul aparat al președintelui și alte 10 de mii de lei pentru plimbările lui Dodon, acest turist care merge peste hotare doar ca să-și facă poze. Ne ajută pe noi cumva pozele prezidentului pe coridoarele summiturilor? Nu cred, dar peste 1 milion de euro este cheltuit aiure pentru aerile lui Dodon. Asta în timp ce asistentele medicale, șoferii de ambulanțe și alți lucrători din sistemul medical, medicii, au salarii mizere pentru munca ureașă pe care o fac, mai cu seamă în această criză pandemică, când se luptă contra cronometru pentru viețile oamenilor. Vă întreb și pe voi, nu credeți că ar fi cazul ca Dodon să stingă lumina din clădire de lux și să se mute la reședința de stat de pe Iorga, unde a stat binișor aproape 4 ani? Iar banii, măcar acele 10 milioane, să fie alocați suplimentar la salariile asistenților medicale, de exemplu. La fel și partidele politice, să iasă acum la rampă și să se dezică de banii alocați de stat, dacă așa de tare se bat cu pumnul în piept că apără interesele cetățenilor. Credeți-mă că sistemul de sănătate are mai multă nevoie și chiar ar fi de mare folos acum acele 38 de milioane de lei. Așa ar trebui să se întâmple, dacă le-ar păsa tuturor de popor. La revedere!